Conform hotărârii privind stabilirea pentru anul 2012 a cuantumului plăților naționale directe complementare, care se acordă în agricultură în sectorul vegetal, sumele totale necesare aplicării schemei de plată națională directă complementară sunt de 221.869.000 euro. Plățile se efectuează în lei la cursul de schimb stabilit de către Banca Centrală Europeană în data de 28 septembrie 2012 și este de 4,53 lei pentru un euro. Pe lângă cei aproape 32 de euro pe hectar, fermierii mai primesc sub formă de subvenție încă 107 euro pentru fiecare hectar. La aceste sume se adaugă 80 sau 90 de euro pentru cei care locuiesc în zone defavorizate sau în zone montane defavorizate.